n-are importanță cât de oblic este secanta. Da. Secanta este. Deci o duci o dreaptă și cum sunt astea egale, sunt și celelalte. Asta este teorema asta. Da. Uite să mai citim încă o dată, dacă am înțeles eu bine. Esențial să înțelegi cu foarte multă grijă. Insist de mai multe ori până înțelegi bine. Deci dacă mai multe drepte paralele determină pe o secantă segmente congruente. Aha, asta. Deci mai multe drepte paralele determină pe o secantă. Mai multe determină segmente congruente. Atunci ele determină pe orice altă secantă segmente congruente. Adică poți să tragi... Adică dreptele astea paralele determină pe orice altă secantă tot așa bucăți segmente. Deci astea, toate segmentele congruente. Am înțeles-o bine. Nu pleci la ea până când nu înțelegi foarte bine conținutul. Ei, în figura asta sunt arătate dreptele. Care sunt dreptele de 1, de 2, de 3 și așa mai departe. Dreptele de 1, de 2, de 3, de N. În ipoteză spune că A1, A2, segmentul ăsta, egal cu A2, A3, egal cu A3, A4, tocmai, atunci neapărat și segmentele și ele sunt tot egale. Aceasta e teorema, să spunem, teorema dreptelor paralele, drepte care sunt echidistante. Acum, ca șmecherie, așa, ca să o putem demonstra, eu n-am să fac decât să duc prin asta o paralelă. Dacă duc o paralelă la astea, la dreapta aceea, duc o paralelă prin A1 și notez C1, C2, C3, C4. S-a format aici, dacă ai dus așa, s-a format C. Figura asta A1, C1, B1, B2 asta este un paralelogram. Da. Este un paralelogram și știi de ce paralelogram. Din cauza că erau deja paralele și am dus eu pe asta paralele. Deci paralograme sunt aceste două câte două. Și când vei lua paralogramul acesta un pic mai mare, apare asta ca fiind dus la mijloc. Asta e cât asta, știi? Da. Și din cauza asta apar și B1, B2. Eu vreau să se explică așa cum... De ce lucrează teorema asta? De ce spune atunci? Atunci adică concluzia. Și de ce se întâmplă chestia asta? Tocmai aș spunea mai devreme. De fapt, ca și cum ar fi aici un triunghi în final. Și până m-am dus tot paralelele acestea și fiind paralele, tu ai învățat linia mijlocii la un moment dat, nu? Da. Ei, vezi că aici dacă e o triunghi ăsta așa, ce asta a 1 până aici... A2 până aici este C2, cum am zis noi. Asta ar fi mijlocii. Și mă tai pe asta la mijloc, mă tai și pe cealaltă la mijloc. Da. Nu? Ai învățat chestia asta. De asta ar fi explicația. Teorema asta a paralelelor echidistante ascunde povestea asta, care ți-am spus eu, cu linia mijlocii. Da. Acum, hai să ne vedem, mergem mai jos un pas, teorema lui Thales. Ia să vedem ce spune. O citim. O paralelă adusă la una dintre laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi sau prelungirile acestora segmente proporționale. Așa. Deci o paralelă la una din laturile unui triunghi. O paralelă. Vezi? Da. Cum ar fi de E. Dusă la una din laturile unui triunghi. La asta, la BC s-a dus. Determină pe celelalte două, adică pe AB și pe AC, segmente, adică proporționale. Asta, și asta, și asta, proporționale. Adică cât e de mare AD, da, cât e de mare AD, într-o anumită proporție va fi și AE-ul. Adică vreau să spun, dacă vedem așa, AD supra DB, raportul ăsta, e congruent cu AE supra AE. Egal cu AE cu supra EC. Într-un limbaj de asta mai puțin matematic, înseamnă așa, ducând paralela, tai pe cealaltă în segmente care sunt proporționale cu astea. Da. Cum se află ăsta față de ăsta, se află și celălalt față de celălalt segment. Cum se află AD față de DB, se află și AE față de EC. Da. Adică valoarea, dacă am face împărțirea, AD împărțit la DB, exact aceeași valoare va da când împărțim pe AE la EC. Da. Da? Deci, ce spune? O paralelă dusă la una din laturi de unui triunghi determină pe celelalte două, pe asta, pe AB și pe AC, segmente,
adică segmente, iată, segmente proporționale. Da, de exemplu, AD nu e egal cu AE. Nu, 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 nici vorbă. Da. Numai când ar fi egal, e întrebat așa. Când, când triunghiul ar fi isoscel. Corect. Deci numai atunci ar fi. Dacă da. Triunghiul inițial A, B, C ar fi fost isoscel, când duci paralele, deformezi numai triunghiul isoscele. Da? În cazul de față, nu se pune problema așa, ci doar atât. Că AD nici supra DB, nu? Egal cu AE supra EC. Da. Valoarea raportului este aceeași. Din coace, dacă un alt triunghi, aceeași poveste. Mai poți să zici și AB. Paralela asta nu neapărat să o duci pe interior să da, taie. Da, poți în prelungire. Poți să duci și de dedesubt, nu? Da. Cum a fost triunghiul ABC. Și pe prelungire. Formează da. Aceeași treabă. AB supra BD sau știu BD egal cu AC supra CE. Da? Da, de exemplu nu se mai poate și AD supra B și AE supra C. Sigur că da. Da, 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 da. Toate rapoartele se pot face de acolo derivate. Da. Și tot așa de bine și dacă o duci pe prelungirile laturilor triunghiului, nu? Nu neapărat pe interior, ci deci, poate să fie pe în exterior, cum a fost aici, sau prelungirea și laturilor și în partea cealaltă. Da. Că tot paralele sunt, care determină pe drepte secante, segmente proporționale. Și atunci apare foarte bine teorema aceasta a lui Thales. Asta vrea să spună. Deci, încă o dată, teorema lui Thales, asta e dintr-o culegere sau dintr-o... Un fel de cale de vacanță. Am înțeles. Dar despre asemănare s-a mai vorbit undeva sau numai acum prima dată? Nu, doar aici. E tema în care se vorbește despre asemănare și sunt probleme. Atât. Deci, ce spune Thales? Mă, fii atent. Când duci o paralelă la una din laturile unui triunghi, așa ne spune, se formează segmente proporționale. Adică, cum se comportă AD față de DB, este și raportul celălalt AE supra EC. Da. Da? Ei, asta în toate variantele, că o duci mai jos, că o duci mai sus, așa se întâmplă tot timpul. Reciproca. Reciproca spune așa, adică e drumul invers. Vezi că orice teoremă are ipoteza, deci ce se dă, că e paralelă, și atunci, când zice atunci... Concluzia. Ei, acum, dacă se întâmplă vreodată că să ai rapoartele și este AD supra DB din alte motive, egal cu AE supra EC, dintr-un raționament altul decât aplicând paralelismul, obligi pe DE să fie paralel cu BC. Deci, reciproc, da. Asta înseamnă, înapoi, dacă se întâmplă să fie raportul acesta cunoscut din niște motive altele decât prin ducerea paralelei, atunci, datorită faptului că AD supra DB egal cu AE supra EC, obligi pe DE să fie paralel cu BC. Adică dacă ne se dă o problemă și ne se spune să arătăm că două drepte sunt paralele, poți folosi reciproca lui Thales. Da? Da. Undeva ai nevoie de paralelism, adică să zicem vrei să arăți că e un paralelogram. Trebuie să fie două laturi opuse paralele. Și tu dacă ai dintr-o șmecherie pe undeva acolo numeric și poți stabili raportul acela, le obligi pe cele două drepte să fie paralele. Da? Deci asta ar fi o tehnică pentru a arăta că două drepte sunt paralele. Bun. Noi aveam și varianta aceea pentru paralelism, două drepte tăiate de o secantă și dacă găsești perechi de unghiuri alterne, interne, alterne, externe, corespondente, doar o pereche să găsești congruente, gata, le obligi pe dreptele acestea să fie paralele. În momentul de față am văzut și ce înseamnă teorema directă. Deci, hai să recapitulăm. Am înțeles ce înseamnă paralele echidistante. Da. Deci, paralele echidistante înseamnă că dacă ai niște drepte și se întâmplă ca pe o secantă să formezi segmente egale, da? Paralele cele formează segmente egale pe orice altă secantă care o duci. Da? Teorema lui Thales cu reciproca săi. Aplicația lui teoremei lui Thales. Ce spune aici? Teorema paralelelor neechidistante. Da. Adică se întâmplă acum că nu mai sunt ca mai sus echidistante, ci neechidistante, adică a 1, a 2,
a 3, a 4, a 5, a 6. Paralelele acestea care le-am dus, le ducem aici. Paralelele unde sunt? Așa, așa, unde ești tu să te prind? Mă duc aiurea. Aceste paralele în clipa asta sunt neechidistante. Nu sunt la egal distanță. Da. Și atunci ar fi așa. Cum se întâmplă aici raportul a 1, a 2, a 1, a 2 supra a 2, a 3, se întâmplă și B1, B2, egal cu B1, B2 supra B2, B3. Da. Da. Ai înțeles? Așa trebuie văzut. Că dacă ăsta s-ar lungi, s-ar intersecta într-un punct, ar apare teorema lui Thales. Da. Da? Și atunci, asta vreau să spun. Deci, a 1, a 2, segmentul ăsta, supra segmentul ăsta, dă o valoare, când împarți pe ăsta la asta. Da. Tot aceeași valoare se dă B1, și B2 și supra B2, B3. Da. Și așa mai departe se continui valoarea tot, a tuturor rapoartelor. Eu te spun așa? Uite că spune. A 1, a 2, supra B1, B2, el e așa. Ăsta pe ăsta. Egal cu ăsta pe ăsta. Dar tot acolo. Sunt rapoarte derivate. Deci zice, a 1, a 2, supra B1, B2. Adică bucățica asta pe asta. Egal cu asta pe asta. Egal cu asta pe asta. Așa mai departe. Sunt, repet, din teorema lui Thales apărute aceste rapoarte derivate. Că într-un raport poți să schimbe mezi între ei și extremii între ei. Uite, vezi aici, spunea AD, AD supra DB, da? AD, uite, vezi, supra DB. Da, și dacă de exemplu poți să spui BD supra... supra AD, întoarci. Și e că supra... Sigur că da. Este, sau poți să schimbi pe ăsta aici și pe ăsta l-a dus din partea cealaltă. Da. Și atunci vine AD supra AE, AD supra AE... Nu? AD. Și DB supra egal cu DB supra EC. Adică exact ce avem noi aici. Da, da. Vezi? Asta trebuie să se întâmple. Deci tu trebuie, când te apuci de lucru, trebuie să înțelegi, nu citind ca pe o poveste, ci cu creionul în mână și dezbătând și lucrând și înțelegând toate lucrurile acestea, dacă te uita aici, bă, și bă, dar de unde vine asta? Cum vine? Aia a fost asta de mai sus, în care am schimbat lucrul AE cu DB. Și atunci de aici vine asta pe asta, egal cu asta pe asta, egal cu asta pe asta. Da? Ăsta e motivul. Da. Vezi? Prima pagină acum am înțeles. Așa trebuie făcut. Eu când acum vorbesc cu tine, vorbesc cu toți prietenii noștri. Așa trebuie învățat după manual. Deci în clipa în care nu ai partea teoretică și n-ai găsit-o la prof online, să zic așa, atunci... faci chestia asta. Am mai făcut cu elevii chestia asta la clasa a 8-a. La clasa a 8-a, la toate lecțiile care se le găsești și tu începi cât de curând clasa a 8-a și o să vezi că tot fac așa. Nu știu nimic eu. Hai să vedem după manual ce înțelegem noi de acolo. Deci ai șansa că acolo lecțiile să le vezi mai întâi pregătite pe suport teoretic și după aceea abordezi problemele la capitolul respectiv. Mai era teorema bisectoarei. Așa. Ce zici teorema ție? Că într-un triunghi, bisectoarea unui unghi determină pe latura opusă două segmente proporționale cu celelalte două laturi. Da. Acum eu înțeleg aici că este un rezumat. Da? Este un rezumat. Da. Adică dacă ai fi venit cu manualul din clasa a 7-a, unde urmează lecția asta să fie predată, e cu totul altceva. Dar aici sunt niște rezultate pe care vrem să le înțelegem acum. Asta e problema noastră. Fiindcă aici asta, teoria al bisectoarei spune așa. Bisectoarea unui unghi dusă împarte latura opusă în bucăți. Adică B de supra DC. DC egal cu AB supra AC. A. Cu alte cuvinte spune așa. Măi, fii atent. Dacă latura asta e mai mică și bucățica asta BD e mai mică. Asta fiind AC-ul mai mare și DC-ul mai mare. Da. Deci împarte latura opusă în două segmente. Dar astea sunt proporționale, depind de laturile din la care pleacă bisectoarea. Da. Dacă asta e mai micuță și BD e mai mică. De aceea zicem BD supra DC egal cu AB supra AC. Da? Deci nu zic DC. Nu asta supra asta egal cu asta supra asta, ci BD supra DC în partea latura opusă în segmente, în două segmente proporționale astea, adică depind, mărimea lor depinde de mărimea laturilor care formează unghiul. Da. Da? Știi,
La clasă s-a făcut asta, se face în clasa a șasea. Eu mă gândesc. Sau în clasa a șaptea, hai să zic, în clasa a șaptea, asemănarea în clasa a șaptea. Da, da. Așa, în clasa a șaptea. Hai să încercăm să o demonstrăm. Uite, veni vorba, apropo de ce spui tu, ca o problemă, ca o aplicație. Deci, să desenăm un triunghi. Așa. Ai dus foarte bine. Și să duci în bisectoarea unghiului. Deci, ești atentă să duci bisectoarea așa fel încât se împarte latura. Așa. Tu n-ai urmărit că se împarți unghiul în două părți egale, dar nu chiar la mijloc este, ca să nu fie riscul ăsta să luăm triunghiul cel mai ciudat. Ia-l un pic mai în mijlocul paginii și ciudat ce înseamnă? Asta AB să fie mai mică și cealaltă AC mult mai mare. Atâta și cealaltă mai mare. Așa, foarte bine. Da, în clipa aceea, nu mai cum, când duci bisectoarea, ABC, se vede că aceea nu e chiar bisectoare, ci să fie bisectoare, te se împarte la unghiul în două unghiuri. Așa, fă cât poți tu de exact. Așa, aproximativ. Ei, vezi tu, unghiul 1 și unghiul 2, și ce s-a întâmplat? BD supra DC, BD e mai mică pentru că și latura din lângă BD e mai mică, da? DC e mai mare pentru că și AC e mai mare. Adică poți să spui acum, teoria mea spune așa. Ia să scrim AD bisectoare rezultă că ce? Rezultă că BD supra așa, scrii raportul ăsta, că n-ai zis bisectoarea asta. BD supra egal cu AB supra AC. Corect. AB supra AC. Deci, în mintea ta, din clipa asta, când zici bisectoarea unui unghi, nu te gândești numai cât împarte unghiul în două părți. Deci, în afară de faptul că împarte unghiul în două unghiuri congruente,